Sportivii secției de volei de la Clubul Sportiv Școlar Zalău, înscriși în campionatul de mini-volei, au obținut sâmbătă și duminică 3 victorii din tot atâtea partide în cadrul celui de-al doilea turneu de sală, găzduit de sala de sport a Colegiului Tehnic Alessandru Papiu Ilarian din Zalău. Echipa de mini-volei a Clubului Sportiv Școlar Zalău ocupă locul 1 în clasamentul Seriei G a campionatului național, rezervat copiilor născuți în anul 2003 sau mai tineri, după disputarea primelor două turnee, din cele 5 programate în prima fază a competiției. Zălăoanii, antrenați de profesorul Horia Giurgiu, au început ediția de campionat 2015-2016 în deplasare în cadrul turneului găzduit de orașul Dej. Micii voleibaliști au obținut în deplasarea din județul Cluj 2 victorii cu scorul de 3-1 în fața echipelor CSS numărul 2 Baia Mare, respectiv LPS Bistrița, și au pierdut la același scor 1-3 confruntarea cu echipa gazdă, CSS Lapidej, cea mai tehnică echipă din cadrul Seriei G. La finalul săptămânii trecute, în cadrul turneului organizat în Urbea de la Poalele Meseșului și găzduit de Clubul Sportiv Școlar Zalău, elevii profesorului Horia Giurgiu au reușit să obțină 3 victorii din tot atâtea partide. În primul joc, disputat sâmbătă dimineață, CSS Zalău a învins cu 3-0 echipa Academiei de Volei Marius Lazar Zalău, club aflat la prima participare la un campionat național. Tot sâmbătă, dar după amiază, CSS Zalău a învins cu 3-1 echipa Clubului Sportiv Școlar numărul 2 Baia Mare, iar în celălalt joc, echipa Academiei de Volei Marius Lazar a fost nevoită să se recunoască din nou învinsă de către echipa liceului cu program sportiv Bistrița. Zălăoanii de la Clubul Sportiv Școlar Zalău au continuat seria jocurilor cu victorii de 3 puncte și duminică dimineață, când au învins cu 3-1 echipa liceului cu program sportiv Bistrița. În urma celor 9 puncte acumulate după disputarea turneului de la finalul săptămânii, turneu la care nu a participat echipa Clubului Sportiv Școlar Lapidej, echipa CSS Zalău s-a instalat pe prima poziție în clasament, poziție pe care se va menține cel puțin până pe 23-24 ianuarie 2016, dată la care este programat la Baia Mare turneul cu numărul 3, turneu la care echipa din Zalău are pauză. Lotul utilizat de profesorul Horia Giurgiu în cadrul turneului de la Zalău: Vlad Vasian, George Treșca, David Bărbânță, Kevin Iuhos, Darius Opriș, Andrei Sabou, Răzvan Burian, Raul Șimonca, Tudor Oros, Gabriel Gergeli, Paul Codre și Ionuț Mărcuș.